Și așa este domorit recordul. Ion Nicolaescu sparge gheața, reduce din diferență și se discută. De aici poate porni totul. Hai Moldova! Cât de bine și-a calculat un șut pe spațiul. Ora Ion Nicolaescu, gapă uluitoare defensiva Poloniei. Nicolaescu, încă o fetă. Nicolaescu, gol! Gol Ion Nicolaescu! Golul ăsta nu îl pune nimeni! 2-2! Face Ion Nicolaescu 12 goluri la națională! Ce moment! Să te desprinzi în clasamentul golgheterilor all time! Ce gafă! Cum arată Naționala Moldovei! Iată gafa de care profită Ion Nicolaescu! Am avut impresia că trage prea mult de minge, însă cât de bine și-a făcut acest balon, trage la colțul lung și e 2-2! Tare de tot, Ion! Hazardat acolo, Wojciech Szczęsny, în concentrare! Gol! Papoglu! Gol Republica Moldova! Naționala Poloniei este pur și simplu trimisă acasă, înapoi la Varșovia cu această execuție! Am revenit de la 0-2! Nu mi-aduc aminte ca Republica Moldova să fi putut reveni de la un asemenea scor. E o seară senzațională pentru fotbalul din țara noastră. E un meci care va intra în istorie, iar omul care vitează abia a doua prezență la prima echipă.